În perioada următoare vom face și investiții în siguranță, în mijloacele de transport în comun. Ele vor fi dotate cu camere de supraveghere. Deci toate autobuzele, în ordine, începând de pe rutele cu riscul cel mai mare, sunt evidențiate în 3R. Cu riscul cel mai mare, continuați. Ca să mai Deci, întrerupeți mai. implementarea se va face dinspre zonele de risc, înspre zonele de siguranță. Dar toate mijloacele de transport în comun vor fi dotate cu camere de supraveghere. Termen. Anul acesta. Am avut o întâlnire cu angajații Asta RATC-ului, cu sindicatele, și mi-au spus că pot implementa chiar ei acest program de implementare a camerelor de supraveghere, pentru că au deja un departament, este un inginer acolo foarte bun, care a făcut lucrul acesta la autobuzele supraetajate. Au deja logistica, au oamenii, alocarea financiară va fi asigurată de Consiliul Local, dacă nu se descurcă cu resursele care le-au fost deja alocate. Și cumva cât va costa proiectul? Nu știu, dar vă spun doar atât. Acum câteva săptămâni am mers cu un taxi și m-a surprins faptul că pe oglinda retrovizoare vedeam imagini atât din față, cât din spatele, și din spatele mașinii și din habitaclu, din zona de pasageri. Și l-am întrebat pe taximetristul respectiv de ce a apelat la acest sistem și a spus că pentru siguranța celui pe care îl transportă, cât și pentru siguranța proprie, pentru a avea o monitorizare în situația unui accident de circulație și, de asemenea, dacă cineva își uită un obiect, să poată avea dovada că și-a uitat obiectul respectiv în mașină. Și vreau să vă spun că m-a bucurat, m-am simțit în siguranță, l-am felicitat și mi-aș dori ca mai multe taxiuri din Constanța să fie dotate cu asemenea sisteme de supraveghere, că este pentru binele nostru al tuturor. Același lucru sper să se întâmple și cu RATC-ul. Gracias.